Un general american spune că Vladimir Putin a pierdut deja războiul. Generalul american în retragere, Barry McCaffrey, consideră că președintele Vladimir Putin și-a împotomolit țara într-o mlaștină în conflictul din Ucraina. Pe măsură ce strategiile Rusiei par să se epuizeze, McCaffrey a făcut acest comentariu în timpul unui interviu pentru MSNBC, pe fondul unor informații neconfirmate ale Chievului, conform cărora soldații ruși aleg, pe capete să nu se angajeze în luptă din cauza lipsei unor resurse precum apa. Rușii recrutează voluntari din spitalele de boli psihice. De asemenea, au apărut informații de asemenea neconfirmate că Rusia recrutează voluntari dintr-un spital de boli psihice din Sankt Petersburg, oferind diverse stimulente, cum ar fi plăți forfetare. Compensații pentru achitarea locuințelor și oportunități educaționale pentru a încuraja serviciul militar, relatează Neusfic.